Stop cadru Rădăuțean. Stop cadru Rădăuțean este o emisiune pe care am creat-o în anul 1994. Așa, după cum spune genericul emisiunii și cum spunea și atunci, Stop cadru Rădăuțean, o emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Vă aduc aminte că în 1994 nu erau foarte multe orașele care aveau o televiziune locală. Am creat această retrospectivă săptămânală a evenimentelor locale pentru rădăuțeni, pentru că la acea vreme ei aveau nevoie de informație și era nevoie de o televiziune imparțială, era nevoie de o televiziune fără partipriuri și fără cenzură. Am funcționat prin grija echipei care a fost alături de mine și mulțumesc lui Sorin Clipa, lui Ștefan Țivu, lui Crina Pascal, lui Bogdan Andrișan și mulți alții pe care ar trebui să stau acum să-i înșiruiesc aici. Am funcționat timp de 16 ani până când rețeaua de televiziune electronă în bit s-a vândut. Am prins o perioadă în care singura televiziune privată din România era Tele7 ABC. Vă aduc aminte că la acea dată în România nu exista ProTV, nu exista Antena 1, nu existau alte canale private de televiziune și, repet, nu multe erau orașele care aveau o televiziune locală. Odată cu apariția internetului, deși mulți râdeau, am creat pagina rădăuțiar.ro. A fost la început Cancan Rădăuțean, după aceea a fost Gazeta de Monitor, dar toate au avut în spate suportul achiziționat al paginii de web rădăuțiar.ro, care încă funcționează. Am creat asta, a fost prima pagină de web din Bucovina, la o dată la care internetul se distribuia prin rețeaua telefonică, era vorba de internetul prin dial-up, formai un număr pe telefonul fix ca să ai internet. Iată că ulterior se schimbă vremurile, se schimbă vremea și nevoia de online devine din ce în ce mai stringentă. Am considerat că locul nostru este aici, online, pe rădăuțiar.ro, pentru că trăim într-o societate grăbită care nu mai are timp să aștepte știrile de la ora 5, 14 și așa mai departe, ci pot să le vadă toată lumea în direct și online. V-ați obișnuit, probabil, și ați dat click de multe ori pe rădăuțiar.ro pentru a urmări evenimente live din municipiul Rădăuți, pentru a ține pulsul evenimentelor care se desfășoară. Așa după cum spune un cod deontologic al presei, acolo unde dumneavoastră nu aveți timp să fiți. Deci, noi, rolul nostru este efectiv cel de a transmite către dumneavoastră fără cenzură, fără partipriuri, apolitici și distanți față de comentariile evenimentului, să transmitem ceea ce se întâmplă undeva unde dumneavoastră nu aveți timp să fiți. Am făcut această introducere pentru că vreau să vă spun că Stop Cadru Rădăuțean revine online pe rădăuțiar.ro. Alături de mine se va afla și spiritul sportiv al lui Radu Munteanu, care va încerca să țină aproape de dumneavoastră totalitatea evenimentelor sportive din oraș. Și terminăm cu introducerea pentru că mulțumesc astăzi pentru găzduire biroului parlamentar a domnului Dumitru Mihalescu, pe care îl salut astăzi. Și lângă mine se află tânărul Bogdan Loghin. De ce Bogdan Loghin acum și de ce Dumitru Mihalescu? Pentru că știrile acestei săptămâni m-au purtat la o conferință de presă a Partidului Social Democrat, conferință la care am fost invitat să asist la dezbateri și subiecte politice. O mare parte din aceste subiecte politice s-au numit Bogdan Loghin, primarul în funcție și președintele PSD-ului local, a vorbit, cred eu, prea mult despre Loghin. Deci asta înseamnă că acele subiecte politice se numesc Bogdan Loghin. Bogdan Loghin, bine ai venit în Stop Cadru Rădăuțean. Domnule deputat, bine ați venit și dumneavoastră în Stop Cadru Rădăuțean. Mulțumesc! Bine v-am regăsit! Domnule deputat, începem cu cea mai înaltă funcție. Vreau să vă întreb ce vești aduceți de la București pentru rădăuțeni, ce noutăți are Partidul Liberal. Vedeți și dumneavoastră că lucrurile se precipită, ne apropiem de o campanie electorală și toată lumea vrea să iasă în față.
așa, după cum ați văzut pe mass media, pe televiziune, e o perioadă agitată din punct de vedere politic, dar totodată consider că este necesar ceea ce se întâmplă. După 3 ani de zile, văzând cum au guvernat PSD-ul și românii și-au dorit o schimbare. Și-au dat seama că au fost păcăliți. Iar președintele României, Klaus Iohannis, a încercat să găsească o soluție pentru România. Și așa am parcurs alegerile europarlamentare, care după 80 de ani, Partidul Național Liberal a câștigat alegerile în România. Am câștigat referendumul pentru justiție, am câștigat alegerile prezidențiale cu un scor zdrobitor și atunci, văzând ce își doresc românii, am reușit să dăm jos. Vă referiți la moțiunea de cenzură? La moțiunea de cenzură, da. Prin moțiunea de cenzură pe guvernarea PSD și, sigur, Partidul Național Liberal și-a asumat acest lucru. După ce liberalii au ajuns la conducere, s-a întâmplat ca să treacă la urgență un număr mare de ordonanțe de urgență și s-a mai întâmplat să cadă din nou guvernul. A făcut partea asta din strategia Partidului Național Liberal? Știți cum e? Într-adevăr, putem spune că strategia este pentru a guverna România așa cum trebuie să fie. Premierul și-a asumat răspunderea pentru faptul că alegerile în România la locale și la județeni sau se fac printr-un singur. Și atunci am căutat să fim, să putem îndrepta lucrul ăsta, iar PSD-ul având un număr foarte mare de primari, coordonează 55, când am trecut atunci vreo 500 de primari la PSD, atunci ei s-au alarmat și au zis au văzut că își pierd votul prin primare, prin baroni locali care au depus moțiunea de cenzură. Și atunci au picat guvernul și atunci noi, totodată, faptul ăsta că ei nu aveau de ales acum și au declanșat anticipate. Deci alegerile anticipate sunt o prioritate pentru guvernul liberal? Este o mare prioritate. Era foarte bine dacă puteam face și una și alta. Asta, așa este democratic, ca cetățenii se poate alege un primar cu 50 plus 1. La început, după 90, era, dacă nu era, n-aveai 50% din participanți la vot, se facea al doilea tur. Din păcate, am ajuns unde am ajuns. Dorește Partidul Național Liberal să-l schimbe pe Orban? Este și asta o strategie a președintelui României pentru etapa imediat următoare? Dumneavoastră bănuiesc că știți, veniți de la capitală. Știți cum e? Eu cred că bucătăria internă. Premierul Ludovic Orban a demonstrat, care toată lumea era puțin, să zic așa, sceptică la abilitățile lui, dar ați văzut cât de bine a parcurs alegerile europarlamentare, prezidențiale, cât de bine a comunicat cu premierul, cu președintele, cum să spun, a fost o surpriză foarte plăcută și o relație foarte bună cu electoratul. Eu revin la întrebarea domnului de plan. A fost o surpriză plăcută, dar cumva a fost de ajuns, ne-a ajuns până aici și vrem să schimbăm pe Orban? Nu, noi nu vrem. Noi vrem să continuăm cu Orban. Am înțeles. Da. Vrem să continuăm cu Orban, că pentru, eu zic că a demonstrat foarte multe lucruri bune făcute, ceea ce a îndreptat, să zic, în aceste 3 luni de zile, a îndreptat o parte din lucrurile care le-au greșit PSD-ul. Am înțeles. Ați intrat în lumea politică, nu din prima, ați încercat de mai multe ori, ați venit din mediul de afaceri. Probabil v-ați dori să intrați în mediul politic pentru a susține mediul de afaceri sau pentru a schimba anumite lucruri din lumea mediului de afaceri și felul în care statul român interacționează cu mediul de afaceri. Ați reușit acest lucru sau ce ați reușit mai mult în politică? Știți cum e? Eu sunt un politician atipic, ca să zic așa. Eu, lovindu-mă de problemele de administrație, de politică, am, nu vreau să mă laud,
totuși am ridicat o companie în Rădăuți până a venit Jäger și Vajkofer în județul Suceava, am fost pe primul loc în județ ca cifră de afaceri, în jur de 200 de angajați și nu area de afaceri compania, firma cu politicul, din potrivă, m-am lovit de problemele politicului și de administrație și asta m-a determinat, după aceea am reușit pe partea de afaceri să mă implic în partea politică. Ați reușit? Am ajuns parlamentar, eu zic că am reușit ca să ajung aici, ca să cunosc lucruri și să văd ce se poate face. Într-adevăr, noi până acum am ales politicieni după cum vorbesc. Într-adevăr, recunosc că nu sunt un bun comunicator, da? În schimb, sunt un om practic, un om al faptelor, nu al vorbelor și încercăm să vedem ce putem face. Sunt onorat să mă aflu în Partidul Național Liberal, uitându-ne, uitați, am avut un citat acolo de ce înseamnă politica, cine a pus bazele Partidului Național Liberal, respectiv Brătenie, da? Mă regăsesc în această deontologie absolut. În schimb, din păcate, nu pot să spun că toți liberalii care sunt în partid sau care au fost, au fost cei care trebuiau să... Nu, devenim de la întrebare. Am întrebat, ați reușit să modificați ceva pentru lumea oamenilor de afaceri? Sau ce ați reușit cel mai bine în politică? Ce va ieși cel mai bine? Pentru mine, proiectul meu este constatând, ajungând la București, văzând cum arată clasa politică, cum stau lucrurile, constatând cum stăm la nivel de județ și am zis soluția, degeaba tot noi spune pe cei de sus trebuie să fie adevărat, că se pot schimba multe lucruri de sus și deja am dovedit că s-a și întâmplat. În schimb, am considerat că numai printr-o echipă și schimbarea unor baroni locali, unor oameni care au ocupat funcții politice și în administrație, trebuie schimbați. Asta cum putem face? Printr-o echipă și venind oameni tineri, oameni cu pregătire, cu altă viziune, altfel nu putem schimba România dacă nu facem un pepinier de jos și venim cu oameni de gen Bogdan Noghe și alții. PNL este, avem o echipă extraordinar de bună și am, cât că ați văzut, Tineretul Liberal în Rădăuți a demonstrat o altfel de abordare decât alte partide, alte... Ori ați spus Bogdan Loghin, gata, trebuie să vorbim și cu Bogdan Loghin. Este unul din tinerii pe care nu i-ați pregătit dumneavoastră, dar ați avut grijă să îl cooptați, sau cum a fost? Da, ce pot să spun? Aici eu pot să spun că, să nu ascund că eu am avut o provocare, l-am provocat pe el cu 4 ani. Ați avut o... Da, o recunosc că am avut o întrevedere, uitându-mi ce are nevoie Rădăuțul, ce are nevoie, până la urmă, nu pot să spun că toți oamenii din PSD sunt răi, sau tot din PNL sunt buni, dar sunt oameni peste tot. Și e mai important omul decât partidul, nu? Da, avem nevoie de partid de stânga, partid de dreapta. Dar nu, important... mai există partidul de stânga și de dreapta. Păi nu există, asta este. Eu spun că deontologia asta s-a pierdut pe drum și există doar interesul de caș. Asta e o problemă care noi ne-ar interesa. Dacă noi ne-am unit toți împreună și chiar și dumneavoastră, până la avem o experiență și ne-ar fi interesați, ne interesează comunitatea română să fie pe primul loc, toți am putea să trăim mai bine, să ne fie bine, să nu trebuiască să plece din România peste 6 milioane de români care forța de muncă, m-ați întrebat din mediul de afaceri. Păi e foarte greu. Astăzi nu mai avem oameni la muncă. E foarte greu să găsești un om. Au plecat. România a evoluat și așa cum românii au plecat să muncească în străinătate și din alte țări slab dezvoltate. Vedeți dumneavoastră că vin acum din Taipei, din China, din Republica Moldova, vin să lucreze în România. E un ciclu de asta care se repete. Da, trebuie și mai bine la noastră. Cu voia dumneavoastră, da. Revin la Bogdan Loghin. Da. Bogdan Loghin, spune-ne pentru început cine este Bogdan Loghin. Hai să o luăm așa ușor de la început. Spune rădăuțenilor care nu te cunosc și care, dacă există vreunul care n-a auzit de Bogdan Loghin, cine este Bogdan Loghin? Bogdan Loghin este un tânăr care își dorește foarte mult pentru Rădăuți. Este un tânăr care s-a născut în municipiul Rădăuți și un tată în același timp a cărui copii s-au născut în Rădăuți. Un lucru care mă obligă fantastic
să mă aduc toată cunoștința, priceperea pentru dezvoltarea acestui municipiu. Dezvoltarea pe toate laturile, economică, socială, politică, sportivă, educațională, pe toate laturile. Dar, în primul rând, vreau să îți mulțumesc că ne-ai invitat în emisiunea ta, pentru că, vrem sau nu vrem, avem un punct în comun. Ai fost înlăturat de la Cromtel, la fel cum am fost și eu înlăturat de la, din Partidul Social Democrat. E un aspect pe care eu personal nu doresc să-l discut. Da. Îmi cer scuze, nu doresc să-l discut. Cred că omul sfințește locul acolo unde este, indiferent. Dar aici am vrut să ajung la... Eu lucrez în mass media din 1991. M-am perindat prin foarte multe locuri. În 91 eram corespondentul TVR-ului. Am fost și corespondent la Realitatea TV. Am colaborat și cu ProTV-ul și cu alte televiziuni mari. Nu mai vorbesc pe plan local, că tot eu am înființat Tele9 și multe altele și probabil cel mai mare aport mi l-am adus timp de 16 ani ca director al canalului local de la Electronic. Pur și simplu nu vreau să discut despre asta. Cred că rolul, oamenii sfințesc locul, rolul meu va fi în continuare bun pe rădăuzear.ro. Foarte bun și din acest punct de vedere îți mulțumesc foarte mult. În același timp vreau să spun, să fac referire la faptul că ce a spus domnul deputat și anume că am avut niște discuții acum 4 ani. Da, este adevărat, o știu și cei din fostul partid din care am făcut parte. Nu am acceptat atunci oferta domnului deputat pentru că... Regret? Nu, eu să știți că nu. Nici regretele nu și-au rostul. Important este ce putem plăti de acum încolo. Important este că eu am crezut într-o echipă pentru că sunt un om de echipă și îmi place să cred că am capacitatea de a coagula personalități, oameni importanți în jurul meu care să-și aducă aportul pentru dezvoltarea Rădăuțului până la urmă, nu să-și facă interesul personal. Și am crezut în acea echipă. Din păcate s-a dovedit un proiect eșuat, un proiect eșuat din toate punctele de vedere, care mi-a lăsat un gust amar, vă spun sincer. Dacă ai implicat, poate nu te-ai implicat când eu consider, sau poate te-ai implicat prea mult. Eu consider că m-am implicat pentru că așa este felul meu, să mă implic maxim în tot ceea ce fac. În acest motiv au mai fost divergențe când un proiect nu se desfășura până la capăt așa cum a fost început. M-am implicat din toate punctele de vedere sau maxim cât aș fi putut să mă implic din poziția mea, din toată vârstei pe care o am și așa mai departe. Eu cred că a cântărit foarte mult în balanța politică perioada scurtă în care viceprimarul cu atribuții de primar a condus municipiul Rădăuți și l-a adus din nou la o linie de plutire într-o perioadă în care în Rădăuți nu avea cine să semneze un certificat de deces. Un consiliu local dizolvat, un consiliu fără un primar, fără un viceprimar. Ei bine, a fost o perioadă foarte critică pe care Bogdan Loghin a readus-o la linia de plutire. Ce a trebuit să faci în acea perioadă? Ți s-a părut ceva foarte greu și bănuiesc că și atunci ai lucrat într-o echipă. N-ai făcut totul singur. Vă spun sincer, fără echipă nu faci nimic nicăieri. Și am avut oameni alături, recunosc, inclusiv funcționarii care au înțeles că este o perioadă extraordinar de grea și trebuie depășită și am făcut front comun pentru deblocarea orașului. Bineînțeles că mi-a fost, nu că greu, mi-a fost frică pentru că vă dați seama, eram perfect conștient ce înseamnă semnarea unui document, unui act administrativ care, la care te poți întoarce și după 10 ani de zile și produce efecte din clipa în care îl semnezi, practic, sau din când ajunge în monitor sau unde trebuie să ajungă. Dar mânat de această dorință de a face bine Rădăuțului sau de a întoarce serviciul orașului în care te-ai născut, vă spun sincer, nu, nici n-am stat prea mult pe gânduri pentru a lua această decizie. Bineînțeles că m-am consultat cu cei din jurul meu, 90% spuneau să nu mă bag, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu oamenii pe care am avut alături, am reușit, zic eu, să deblochez orașul în acea perioadă. Nu o să pun cea mai proastă întrebare cu care sunt planurile de viitor.
dar o să întreb un plan imediat. Pentru că, vorbind cu domnul Mihalescu, am înțeles că a depus niște eforturi ca, dincolo de plecarea la București, să formeze o echipă, să cântărească o echipă. Suntem în sediul Partidului Național Liberal pentru că, sigur că da, a venit invitația PNL-ului ca să candidez pentru ei. Nu știu, faceți o conferință de presă, faceți o promovare sau așteptăm să vină campania. Cine este echipa care va fi alături de tine? Când, dacă va fi făcut acest anunț, va putea spune domnul deputat, domnul președinte, probabil va fi și această etapă, dar în momentul actual eu mă bucur nespus că am fost primit cu brațele deschise la cel mai înalt nivel, domnul deputat, domnul președinte, dar și de organizația care deja există. Și există o organizație închegată cu o echipă de tineret fantastică care este foarte vizibilă și activă. Surse demne de încredere mi-au povestit că în săptămâna aceasta ai fost plecat la București alături de tinerii de la Liberal. E adevărat? Da, împreună. O să povestim ceva despre ce ați văzut la București, că nu v-ați dus voi să vedeți Casa Poporului. A fost o acțiune reușită, zic eu, organizată de domnul deputat. Am fost și eu plecat cu tinerii, am fost plecați cu mai multe mașini. Sau un team building, să vă păcați, exact, să vă cunoașteți mai bine? Team building este cuvântul perfect pentru ce s-a întâmplat acolo. Am cunoscut mai bine, am fost la Modrugan, din București, din București al PNL-ului actual. Da. Am întâlnit cu domnul secretar general Robert Seghiatău, care ne-a împărtășit din experiența lui de viață, din felul cum vede politica, din ne-a explicat faptul că nu va sta cu mâinile în sân și își va duce și el aportul în campanie de a ne sprijini, nu știu, cu sfaturi, cu... Așa, deci eu zic că a fost o deplasare, un team building reușit. Știu că multe partide candidatul trebuie să aibă bani. N-ai bani, n-ai ce căuta în politică. Se pune problema asta și în Rădăuți, este Bogdan Loghin omul cu bani sau este omul care vine cu o ideologie nouă, cu o schimbare într-un partid, cu un suflu tineresc? Ajută să ai doar astea sau trebuie să ai bani? Bogdan Loghin este unul dintre cei mai bogați oameni din Rădăuți. Și vă spun de ce. Pentru că... Deja domnul deputat să uită urât în face. Pentru că... Nu mă bucur. Pentru că Bogdan Loghin are foarte mulți prieteni. Și se spune că degeaba ești bogat dacă nu ai cu cine să împarți bogăția. Ori eu vă spun sincer, în orice clipă și în momentele grele prin care am trecut, am avut foarte, foarte mulți prieteni din toate colțurile lumii și din Rădăuți. Din partea financiară, bineînțeles că nici nu pot să mă compar cu viitori candidați sau actuali candidați, dar eu consider că nu aceasta este cel mai important lucru. Importantă este echipa și dorința de a face ceva. Bun, vorbim despre echipă. Probabil foștii consilieri locali din PNL și actuali consilieri locali din PNL au năzuit tot timpul la mai sus. E o dorință a fiecăruia, o dorință internă de a spune, domnule, eu vreau să evoluez, vreau să ajung mai sus, de ce să mă candidez eu? N-a creat asta disensiuni în PNL, venirea ta din PSD, tocmai din opoziție, venind direct aici, n-ai fost, ai spus la început, a fost primit cu brațele deschise. N-a fost aici o controversă, o disensiune? Eu nu pot să știu exact ce gândește fiecare și vă spun sincer, la întâlnirea când am fost făcut aici în birou la domnul deputat și a fost prezent și domnul președinte Gheorghe Flutur, au avut toți ocazia să spună ceva despre acest lucru. Ori considerând că nu a spus nimeni ceva în acest sens de rău, zic că n-ar fi o problemă sau nu consider că ar exista tensiuni. Eu așa consider acum, nu pot să știu ce este exact în sufletul fiecăruia, dar până la urmă se vor tranșa toate aceste lucruri. Ce echipă ar face Bogdan Loghin cu Gheorghe Flutur? Domnul deputat, spuneți dumneavoastră că văd că eu vreau să-i termin un pic în ceea ce privește echipa de aici. Eu am fost cu, da, prin președintele organizației din Rădăuți.
dorindu-mi o echipă nouă, de o schimbare în zona politică și sigur în PNL, venirea lui Bogdan n-a fost strict pentru a candida ca și primar. A venit pentru a întregi echipa. Sigur, noi, așa cum știți, tot timpul cântărim valorile, analizăm și Bogdan chiar a discutat și a zis, domnul deputat, eu nu țin obligatoriu să candidez. Faceți astăzi publică lista celor care vor merge în momentul de... Nu. Noi vom face lista, vom face publică în momentul potrivit. N-am făcut, am anunțat nici pe primarul Lungu, nici pe nimeni. Noi avem o discuție internă. Sigur, primarii care sunt în funcții, care au și rezultate bune, vor merge în continuare, iar ceilalți candidați vom da public la momentul potrivit. Dar ceea ce e mai important, că și zic, or, facem o analiză internă, probabil o să mă întrebați și pe listele de consilieri, deocamdată noi discutăm, cântărim valorile, să vedem să facem altfel cum ar trebui de făcut. Corect, în politică. Valorile trebuie cântărite pentru a ști cât de sus se ridică. Absolut, nu, contează echipa. Eu dacă am reușit în viață, am reușit într-o echipă. Poți o întrebare mea? Mă rog. Mai candidat? Poftim? Mai candidat sau... Știți ce se întâmplă? Eu sunt atât de liber. Câteodată ziceam, băi, nu, mi-e cam greu, nu greu, din punct de vedere, parcă câteodată nu mă regăsesc în felul, mai mult, construcția se face, știți cum, ca și o construcție, o casă sănătoasă, temelia. Din păcate, politicul nu a făcut temelia sănătoasă pentru România, politică pentru România, a fost politica politicienilor. Trebuie să recunoaștem că marea majoritate se fac politică pentru interesele personale. Și asta e durerea cea mai mare, când tu nu faci interesul comunității. Când ești la primărie, când ești la Consiliul Județean, ești în Parlament. Dom'le, trebuie să slujești, dacă vrei, să asumi lucrul ăsta, să fie o mulțumire în momentul când pleci de acolo, să știi ce ai făcut. Din păcate, construcția a fost pentru interesele politicienilor. Și asta trebuie găsit o soluție de schimbare. Bogdan Loghin este soluția de schimbare a PNL-ului pentru rădăuți? Nu pot să spun. El aduce un aport, o plus valoare prin experiența care a avut-o, a fost ca viceprimar cu atribuțiuni de primar. De asta am și acum primar. Și ulterior experiența. Absolut. Și munca lui. Absolut. Mai departe. Și cred că întărem echipa. Iar noi vom face, eu mi-aș dori ca comunitatea să fie condusă de echipă, de specialiști, de a aduna mediul de afaceri, de văzut care sunt nevoile comunității, care sunt soluțiile. O echipă de arhitecți, o echipă de oameni, oameni de cultură, oameni... Asta nu poți conduce tu unul singur să-ți pui punctul de vedere, să doar consilierul local să ridice mâna și spui atât acum. Nu. Trebuie să fie foarte mare transparență, de văzut care resurse avem, care sunt soluțiile pentru viitor. Făcut un business plan pentru Rădăuți. Eu am urmărit recentă emisiunea președintelui PNL, Gheorghe Frutul, care spune, citez, măi oameni buni, avem un președinte PNL, dați un consilier județean și un președinte a Consiliului Județean tot de la PNL, vor veni și primari prin vocea poporului tot de la PNL și abia după ce vom avea acel întreg puteți să ne cereți. Probabil asta este dorința domnului Gheorghe Frutul. Ce-și dorește Bogdan Loghin pentru Rădăuți? Și cum vede? Revin un pic aici la Gheorghe Frutul, dacă îmi permiteți. Eu cred că asta este soluția cea mai bună pentru România, în primul rând, dar pentru județul Suceava. Gheorghe Frutul a demonstrat ceea ce poate face și dorința lui de a schimba România, de a schimba Bucovina. La ora actuală, el are în jur de 70% notoritate și el trage partidul după el. Rezultatele, ce a adus peste 1 miliard de euro în mandatul trecut, discutăm despre aeroport, despre muzeu, despre drumuri, despre Crăciun în Bucovina, parte în Bucovina, pârtii de schi. Au fost multe realizări și în mandatul ăsta la fel. Iar acum cred că e nevoie să fie o echipă începând din Rădăuți, din Suceava,
avem președinte Românie, avem să putem să reușim să declanșăm anticipatele, să putem avea o majoritate în Parlament. La ora actuală, noi cu 20% nu putem să inițiativ legi, să putem lua niște măsuri, să putem face lucrurile care are nevoie astăzi în România. Într-adevăr, va trebui și aici, într-adevăr, vom mai discuta și la alte emisiuni, să încurajăm bucovinienii, rădăuțenii să voteze, să fie foarte atenți, și am văzut că pot, fac diferența ca să poată vota birou aici, consilierii, primarul, vorbim cine va fi candidatul nostru, Consiliul Local, mai ales Consiliul Județean. La ora actuală, cum? La ora actuală, Consiliul Județean este din... avem o majoritate la județ și se poate lua decizii sănătoase. Am înțeles. Revenim, Bogdan Loghin, cum vezi lucrul cu Gheorghe Flutur? Bănuiesc că ai avut întrevederi cu președintele Consiliului Județean, că ați discutat despre politica PNL și implementarea ei în municipiul Rădăuți. Da, am avut întâlniri și cu domnul deputat și cu domnul președinte. Viziunea este comună, m-a rămas surprins câte lucruri avem în comun și pe dezvoltare, mă refer, da, pe latura de dezvoltare. L-am urmărit și aseară, este ca un vulcan când îmi explică exact toate obiectivele care sunt în plan, care sunt în curs și care urmează a fi făcute. Nu face decât ca prin fiecare apariție să te încarce cu energie și să-ți dea și ție puterea, practic, efectiv, că te afli într-o echipă cu astfel de gândiri economice. Îi doresc succes pentru că îl cunosc și știu că, deși știe că stă bine în sondaj, își dorește întotdeauna mai mult, la fel cum doresc și eu și la fel și domnul deputat. Adică nu te mulțumești cu un anumit sonda, adică un anumit procent, trebuie întotdeauna să lupți pentru maxim. Și atunci aduci doar plus valoare. Cu ce schimbă alegerile locale dintr-un singur tur opțiunea Bogdan Loghin de a candida la primăria municipiului Rădăuți? Dacă va fi să candidez pe lista PNL-ului, vă spun sincer că nu pot să spun că nu am emoții, dar pentru că vreau să abordez cu maximă seriozitate și având în vedere faptul că pe partea dreaptă vor fi foarte mulți candidați și voturile se vor împărți fantastic, eu cred că dorința rădăuțenilor de a schimba lucrurile în bine se va concretiza prin a pune ștampila pe Partidul Național Liberal, pe Bogdan Loghin, dacă va fi, pentru că, așa cum a spus și domnul deputat, având președintele țării, având până la urmă anticipatele o majoritate în Parlament, având Consiliul Județean cu forța domnului președinte Flutur, domnul deputat la Camera Deputaților, există formula perfectă pentru a dezvolta Rădăuțiu odată cu toată țara. Bun, o întrebare rea pentru Bogdan Loghin și ne apropiem de finalul discuției noastre de astăzi, dar tind să cred că Stop Cadrul Rădăuțean îi va avea în continuare musafir pe protagoniștii de astăzi și, evident, protagoniști din toate celelalte partide, din sfera evenimentelor culturale, unde totdeauna am fost prezent pentru a transmite live evenimente, și toți rădăuțenii care au avut de-a lungul timpului ceva de spus. Revin la întrebarea rea. Trei motive. De ce Bogdan Loghin și nu altcineva? Spune rădăuțenilor, nu mie care pun această întrebare, dă-le trei motive de ce ar alege Loghin și de ce ar alege Nistor Tătar sau alții, pentru că vor fi mulți candidați, așa cum ai spus tu. Motivele, dacă stau bine să mă gândesc, ar fi foarte multe, adică am putea face o emisiune întreagă pentru aceste motive. Eu, dar primul lucru care îmi vine în cap, în primul rând, faptul că sunt rădăuțean. Sunt rădăuțean, sunt născut în Rădăuți, copiii sunt născuți în Rădăuți și, cum am spus, chiar mă oblig acest lucru să fac ceva pentru locul în care m-am născut. În al doilea rând, nu pot să mă gândesc decât la dezvoltarea municipiului și știu că am puterea și prin echipa care o voi face, voi aduce acest lucru. Și acest lucru este foarte așteptat de rădăuțeni. Nu mai există loc pentru scuze, pentru așteptări, pentru va fi, vor fi, nu vor fi. Și în al treilea lucru, reușind toate aceste lucruri, să le duc la bun sfârșit,
Bineînțeles, nu se poate doar într-un mandat, pentru că viziunea aceasta de viitor se întinde pe o perioadă mai îndelungată, dar trebuie să începem imediat. În al treilea rând, nu-mi doresc ca la un moment dat, după ce voi încheia cu actul administrativ, pentru că până la urmă fiecare act are o finalitate și fiecare primar are un sfârșit de mandat, nu vreau ca virgulă copilașii mei când vor merge pe stradă să-i oprească oamenii și să-i întrebe, voi, dar tatăl tău, efectiv, a fost acolo, ancorat în bani publici, cu un salar în regulă, cu vizibilitate, ce a făcut? Voi vă simțiți în regulă cu ce s-a făcut în oraș numai în timpul mandatului tatălui tău? Ori vă dați seama că noi trebuie să ne punem tot aportul pentru a nu fugări acești copii din țară, acești nepoți, că sunt care au și nepoți, și să facem tot posibilul să-i facem demni și bucuroși că trăiesc într-un oraș atât de minunat cum este al nostru. Doar două cuvinte de final, domnule deputat, pentru că ne-ați găzduit astăzi la dumneavoastră aici. După care o să încheiem transmisiunea în direct de astăzi. Spuneți. Care e întrebarea? Deci, două cuvinte la închiderea transmisiunii de astăzi pentru cetățenii Rădăuțului din calitatea dumneavoastră de gazdă și deputat astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând că am reușit să facem această emisiune. Sper să nu fie singular la începutul. Faptul că l-am pe Bogdan Loghin astăzi în birou aici, sigur, într-o emisiune, este pentru prima dată. Sper că rădăuțenii să înțeleagă și eu am văzut că deja românii, prin faptul cu ceea ce s-a întâmplat pe 10 august și a plecat la București, am mai venit oamenii bucovenieni și ieri am avut din teritoriu, am văzut că oamenii au început să se intereseze, să nu mai poată fi păcăliți, să nu mai poată fi umiliți, să își pună punctul de vedere. Și sper ca rădăuțenii și bucovenienii să înțeleagă că numai ei pot să schimbe și să se bazeze pe oameni onești, pe oameni care vor să se pună la dispoziția lor, să poată să, când ajunge în primărie, să li se stea la dispoziție, să-i servească cu o cafea, să-i servească cât mai rapid, când au nevoie de o autorizație, de o adresă, de ceva, să le dea consiliere. Și vreau ca să creăm ca Rădăuțul ăsta să devină cel care a fost odată. Și noi avem în istorie, că cândva, ani în urmă, Rădăuțul era 7.000 de români, 7.000 de evrei, 7.000 de nemți. Noi avem o cultură din spate. Din păcate, comunismul ne-a schimbat și au promovat destul valorile și au promovat jigodele, mă scuzați de expresie, și o parte din jigode au ajuns și astăzi sunt prin administrație și prin politică. Și cred că astăzi ei pot să, prin votul lor, să nu meargă prin, știu să zic așa, sentimental, ce să fie practici și pragmatici și să pună o decizie și să pună votul pe cel care merită și pe o echipă. Și eu cred că împreună cu Bogdan și cu cei echipa care vom contura-o pentru mandatul următor, vor reuși să aduce Rădăuțul acolo unde e poziția lui. Mulțumesc foarte frumos, mulțumesc pentru găzduire astăzi la Stop Cadrul Rădăuțean. A fost alături de dumneavoastră Corneliu Cârdeu, realizatorul unei emisiuni care își are debutul în anul de grație 1994. Stop Cadrul Rădăuțean este o emisiune cu și despre oamenii acestui oraș, o emisiune imparțială, apolitică și fără cenzură, o emisiune în care își vor găsi în permanență locul oamenii care au ceva de spus. Sunt Corneliu Cârdeu și vă mulțumesc pentru că ați dat astăzi click pe rădăuțiar.ro.